Bună seara, Ion Ceban. Bună seara, Andrei. Ion, noi cu tine n-am convenit. Noi ne tutuim, vorbim per tu sau spunem dumneavoastră? Cum îți este? Putem să vorbim la dumneavoastră, putem să vorbim la tu, dar eu zic că dacă avem aceeași practic vârstă, putem să vorbim și la tu. Ok. Nu sunt potrivă. Noi, cred că cei care ne urmăresc ar trebui să cunoască. Noi cu Ion Ceban ne-am întâlnit de câteva ori. Mă tind chiar și alcool am băut. Asta nu înseamnă că am ciocnit pahare, dar cunoscându-ne destul de vag, nemai fiind și drept friends pe Facebook, ca urmare a alegerilor din 2016, am ușit noi poate să aflăm motive, poate nu, poate Ion nu-i la fel de atent la cu cine e friend pe Facebook. Iată, considerând aceste detalii, noi am hotărât să ne tutuim în acest interviu. Dacă voi credeți că asta nu sună ghinic, zgârâie urechea, m-aș bucura să aud comentariile voastre în comentariile voastre. Ion, bună seara, ce mai faci? Bună seara, bine, am ciocnit și pahare, de cel puțin eu țin minte la Napoles. La Napoles? Nu știu ce era, bere sau, da, da, era așa un... Dar berărie și nu mai este, așa? Barcic, da, berărie lângă Asiem. Lângă Asiem, da. Acum e altceva acum. A, dar eu țin minte când am fost la nuntă. Ia uite câte amintiri ne leagă, Ion. Da, la multe nunți, apropo. Nu, nu am fost, eu la o singură nuntă am fost în care tu... Mai fost. Da? Ok. Bun, nu, stai, la nunta lui Romci cu Rita. Da, și ai mai fost la alte nunți. Bun, să ne amintești. Iată, prieteni, așa, dar urmăriți un interviu în care pseudo-jurnalistul Andrei Bolocan a recunoscut despre relațiile apropiate cu candidatul socialiștilor Ion Ceban. Ion, deși tu m-ai scos din Friends după alegerile din 2016. A, nu e adevărat. Cum nu e adevărat? Nu e adevărat. Nu, eu am problemă cu profilul cel vechi. A. M-a întrebat lumea. Tu vezi că eu sunt Ivă Ceban. Da, tu înainte era Ion Ceban, acum ești Iv Ceban. Da, de la Ion Vasile, pentru că Zuckerberg așa a decis, probabil cineva s-a jăluit vorba moldovanului de multe ori. Că tu impersonezi pe cineva, da? Că tu... Și nu mi-a deschis profilul vechi Ion Ceban, care îl avea. Cineva ți-a raportat profilul? Probabil că da. Mi-a super fain. Așa mă gândesc, eu nu știu, alte implicații nu am. Ok, nu, eu știam că tu ești super activ în perioada electorală. Eu observam foarte activ în perioada electorală pentru prezidențiale. Uneori chiar mai activ decât eu mi-aș fi dorit să fie un om pe care eu l-am cunoscut și zic, băi, inteligent, școlit, fost deputat, dacă nu greșesc, nu? Fost, dar nu mai ești deputat. Din 2015, eu mi-am depus mandatul de deputat când am mers în Consiliu. Iaca. Și mă dezamăgea prezența ta, că tu la un moment dat publicai despre traseile de zboruri aviatice ale Maiei Sandu după alegeri, că pleacă în Australia, că nu știu ce. Dar anyway, credem că mai șterg, eu te mai trolem, te mai menționam din când în când. Mai ales atunci când Dodon spune că el e pentru faptul ca preoții din biserică să fie modești, să axeze asupra religiei, nu asupra bogățiilor și asupra mercedesurilor. Și când colo iese... Despre ce, Andrei, vorbim azi? Exact. Nu, noi vorbim despre prietenia noastră pe Facebook, Ion. Eu vreau să menționez un lucru, de fapt l-am menționat la început, vreau să-l confirm cu tine, să-l confirma, să vedem. Tu ai... Să spunem, eu cred că trebuie să spunem telespectatorilor originea relației, hai să zicem așa, din unde ne cunoaștem, pentru că soția mea, Diana, a făcut și dezbateri ca și tine, probabil, da. A participat foarte mult la CUC. Este și campioană la dezbateri cu multe echipe și prin intermediul ei, probabil, că noi da. Am văzut și avem și prieteni comuni foarte mult. Da. Gata, le-am clarificat pe asta, Ion. Ai pomenit, cred că încă la început de martie, am văzut un interviu cu tine la postul de televiziune independentă NTV Moldova. A fost un interviu cu tine la emisiunea Succes în Rect, sau cum se cheamă așa? Acces Direct, exact. Foarte bună emisiune, prezentatorul se face simțit și are o personalitate așa pregnantă și tu atunci ai pomenit că vrei să, dacă te apuci să intri la primărie, vrei să faci așa încât campania ta, discursurile tale publice să fie construite în jurul activității la primărie, pur activității administrației publice locale, fără politică, fără geopolitică, fără arunca de murdării unul în altul. Da. Și Știi, Andrei, hai să luăm așa pe sincer. Până la urmă, eu cred că mi-a reușit să dau tonalitatea asta în această campanie, indiferent de eventuale unele interpretări care mai sunt.
E prima campanie locală în care practic nu se discută despre mâna lui Putin, umbra Bucureștiului, ce a făcut Trump ieri și ce va face Berlusconi mâine. Și ne concentrăm așa încet cu încet, anume pe subiectele legate de canalizare, de apeduc, de țevi, de acoperiș. Am înțeles. Curs, eu presupun că pentru tine asta e o surpriză plăcută, pentru că tot în același interviu, dacă nu greșesc, era pe 22 martie, sau nu mai se minte când, în luna martie s-a întâmplat asta, tu spuneai că te aștepți la o campanie murdară, probabil cea mai murdară campanie din istoria alegerilor locale de până acum. Tu nu te așteptai la un asemenea pavarot? Tu nu te așteptai să fie atât de cu minte această campanie electorală? Nu, vezi că eu am impresia că foarte mulți candidați totuși stau în ungherul lor, da? Este Silvia Radu, care e promovată intens de Holding și ea nu apare la dezbatere. Este Andrei, care mai apare la dezbatere, da? Am văzut ce fel de dezbatere putem să organizăm noi cu el, dar restul, cum ai zis, cu mare drag am discutat și cu doamna Can și cu Maxim Brăilă. Maxim Brăilă tot. Da. Ion, ca să nu Trivesc caracatița tot. Am înțeles. Dar tu n-ai confruntat-o până acum niciodată direct pe Silvia Radu? N-am avut nicio ocazie, hai să zic așa, până la urmă. Dar până la alegere ai cunoscut-o vreodată personal? Da. Da, asta a fost prin 2012, când încercam să rezolv întrebarea legată de conectarea la rețeaua electrică a locuinței unde stau acum. Până acum n-am rezolvat. Asta așa, dacă sincer. Tu ai cunoscut-o pe dânsa personal pentru a rezolva probleme? Pentru că era un demers care tot se întindea de vreo 8, 9, 10 luni de zile și tot așa mai departe. Și m-am înscris la audiență atunci când era la finos. A, dar tu erai deputat, tu aveai voie, da, atunci. Dar nu că aveam voie, pentru că am parcurs toată calea până la urmă. M-am întâlnit cu inginerul, cu nu știu care și tot îmi spuneau că trebuie să cheltuim bani enorm ca să conectăm 100 de metri de rețeaua electrică și era în preajma iernii și respectiv, dacă ținând cont de faptul că marea majoritate a tot ce ține de încălzire, tot consumă și curent electric, trebuia cumva să rezolv, pentru că am doi copii mici care nu trebuiau să înghețe în casă. Ioan. Și da, am tot bătut ușii, 3 luni de zile cred că până am ajuns la ea și până la urmă tot nu s-a rezolvat, am rămas cu conexiunea la un agent economic care este peste gard. Ok. Ion, tu ai fi de acord dacă eu aș spune următoarele lucruri despre tine? Adică tu îmi spui da sau nu. Ion Ceban este, dacă tot o zis că vrea fără politică, fără geopolitică să candideze și să, respectiv, să fie primar de Chișinău, tu ai fi de acord cu următoarele afirmații? Tu ești pentru un Chișinău unit, tu ești pentru un Chișinău solidar, pentru un Chișinău care se concentrează pe problemele actuale, adevărate, dar nu se aruncă în vânt după săbi, după denumiri de limbă, după... Da. De acord. De acord, eu pot să-ți spun mai mult decât atât. Eu chiar de acord, eu am făcut lucrul ăsta 3 ani de zile în Consiliu. Eu de ce zic că toată lumea acolo ne mai acuză de una de alta? Spun că dacă există măcar vreun singur video a meu sau a colegilor mei în Consiliul Municipal, în comisiile Consiliului Municipal, unde se discută vreun subiect politic sau caracter politic sau se încearcă a provoca colegii mei sau pe mine personal la subiect și noi continuăm această discuție, nu veți găsi. Ok. Am înțeles. Uite, e că dacă este un om care te cunoaște prima oară și află asta despre tine, asta îți dă doar credit pozitiv din punct de vedere politic, da? Un om care intră la primărie fără politică, fără geopolitică, super fain. Am o întrebare. Din ce partid faci parte, Ion Ceban? Partidul Socialiștilor. Partidul Socialiștilor. Aha, deci un candidat a Partidului Socialiștilor vrea să intre fără geopolitică la primărie. Am înțeles. Dar stai puțin, încă un lucru ne răsare în memorie. Ce-a făcut Igor Dodon, președintele, în prima săptămână de mandat? Ce-a făcut? Un lucru semnificativ, așa, care a generat știri, noutăți. Îți amintești? Tu ești ajutor la Igor Dodon. Sau ai fost? Steagul legat de steag. Exact. Două lucruri chiar eu l-aș lăuda. Steagul și limba. Așa. Deci două lucruri majore în prima săptămână de activitate la președinție. Dar îți amintești cum o candidat Zinaida Greceanu în 2015 la primărie? Nu. Panou, din Chișinău. Nu ți-mi minte cu cine era? Cu Igor Dodon și cu cine mai era? Cu Vlad. Nu, asta era în 2014 la parlamentare. La parlamentare asta era? Bun, îmi cer scuze. Ok, și Vladimir Putin era acolo. Da, asta era la parlamentare. Asta era deja la finele lunii
noiembrie, mijlocul lunii noiembrie, dacă nu greșesc, această întrevedere a avut loc pe 4, pentru că eu tot m-am implicat în campanie electorală de mult timp. Sunt cel puțin 4 spoturi, Ioan, sunt cel puțin 4 spoturi cu tine, două în română, două în rusă, în care Igor Dodon te recomandă și te susține pe tine. Alte două spoturi în care Zinaida Grecian te recomandă și te susține. Noi îl vom susține pe primarul nostru, Ion Ceban. Scuze, tare nu-mi place să dau vină colectivă. Eu știu că, de exemplu, Candu o învinuiește colectiv pe Maia Sandu pentru problemele din PLDM. Eu nu dau jina pe tine pentru problemele din PSRM, dar mie mi se pare că nu este tocmai cinstit, onest și față de alegători să spui că tu ești departat de politică și geopolitică când tu urși pe pagoanele acestor giganți din politica moldovenească, Zinaida Grecianu și Igor Dodon, și ei pe tine te susțin ca tu să devii primar a Chișinăului, pentru că vrei nu vrei, ei atrag atenția oamenilor care răspund la schimbări de limbă, la mutat de steaguri, la unit, dezunit, la devenit observatori, la uniuni, vseachii. Andrei, uite, ca să fim iarăși sinceri unii cu alții, noi trebuie să ne uităm la propunerile, proiectele pe care le-am prezentat în Consiliul Municipal. Pentru că dacă n-aș avea asta, normal că poate ar putea să existe tot felul de interpretări. Igor Dodon, inclusiv în aceste spoturi, apare, dacă vezi foarte clar, ca și cetățean, locuitor al municipiului Chișinău, ceea ce nu interzice din punct de vedere a cadrului legal, pentru că noi am verificat acest lucru. Iată, iar eu pot să răspund pentru acțiunile mele. Și crede-mă că multe soluții pe care le-am propus la primărie sunt mult mai europene decât toate soluțiile europene ale acelor numiți pro-europeni. Începând cu votarea electronică, cu online la comisii, cu achiziții publice electronice, cu numire în bază de concurs, cu tichetare electronică. Deci toate sunt proiecte care vin din partea fracțiunii pe care o reprezint. Ion, nu că indubitabil, dar sunt convins că tu ai abilități de lider în materie de administrație publică locală. Tu ești și școlit, din câte am înțeles, și la Strasburg. Nu știu dacă ai terminat cursurile sau încă le mai faci. Știu că faci cursuri la Moscova, pe lângă Academia lui Putin, de administrație publică locală. Deci noi avem în fața noastră un om priceput la administrația publică locală. Dar tu spui că tu mergi la primărie fără politică și geopolitică. Dar tu ești susținut de oameni care vin să polarizeze societatea noastră așa cum nu au polarizat-o nici Voronin pe timpuri. Понимаешь? E că ne asta ne-i interesant. Putem să sperăm că e ca la sfârșitul acestei conversații eu încep să zic că dar nu eu nacui, cum s-ar spune. Plec eu din PSRM, vreau să fiu independent cu propriile mele abilități, cu echipa pe care am construit-o în jurul meu la primărie. Hai să facem un fel următor. Asta se numește, de-am, dacă ai mers pe formula asta cu necenzurat, se numește pați trecatele. Nu, eu am spus nacui, eu n-am spus necreu. Foarte bună și ei sunt, apropo, marea majoritate membrii PSRM, dar niciunul din ei, iarăși, din cei care au făcut parte din echipa de la primărie, nu s-au implicat sau nu se implică din punct de vedere politic în ceea ce ține de activitatea la muncă acolo. Apropo, pentru mine nu contează dacă este un ciuvac, cum zici tu, unionist, da, în funcții. Ce face el și cum face, nu contează. Important el să facă, nu politică la locul de muncă, dar să facă ceea ce trebuie să facă conform criteriilor sau instrucțiunilor funcționale. Atât. Deci eu aș pleda pentru depolitizarea propriu zis. Politic poftim, du-te la Parlament, acolo aveți platformă, sunt lucruri unde puteți să discutați tot ce vreți. Deci stai puțin, adică pe tine nu te-ar deranja dacă ar apărea, știi cum erau valurile și alea de susținere tare nedorită, de exemplu, cum PD-ul spune că dar noi o susținem candidatul pro-european și socialiștii se apucau să fac știri Maia Sandu e candidatul lui Plahotniuc. Pe tine nu te-ar deranja dacă Plahotniuc într-o bună țară zice și eu îl susțin pe Ion Ceban pentru abilitățile lui. Tu te-ai asocia cu asemenea persoană? Nu. Nu? Nu. Dar de ce nu? De ce? Ți-ați pasă de viziunile lui politice sau de ce nu? Nu, eu cred că există foarte mult în ceea ce ține de activitatea pe dialog și nemijlocit al lui Plahotniuc. Eu mai am expus nu o dată pe acest subiect. Iată, și de asta, mersi, asta se numește medvejie uslugă. Bun, am înțeles, medvejie uslugă, dar în același timp, tu fiind membru PSRM... Hai să facem în felul următor. Tu vezi candidatul independent, da?
De ce e Nu, noi nu vorbim despre ce e Șemu. Asta nu e independent. Asta e Silvia Radu. Asta nu e candidat independent. Eu vorbesc, e că despre tine exclusiv. În cazul tău, tu îți lauzi, și asta e foarte binevenit, îți lauzi abilitățile tale de om priceput la administrație public locală. Super. Lauzi intenția de a nu băga geopolitică. Super fain. Dar vii susținut de Igor Dodon și Zina Greceanu, care, scuze, da, eu am zis și repet încă o dată, acest interviu este un exemplu de subiectivism, așa că eu să-mi permit să zic tot ce vreau, e că apar două bubi din politica noastră care te susțin pe tine, om priceput la treabă. Și amu, tu te asociezi cu dânsele. Eu nu vreau să arăt acest video, dar eu am un video care l-am văzut la Ziua Familiei, sau cum a fost, Festivalul Familiei. Am o săptămână asta, fundația din suflet a doamnei Galina Dodon a făcut un concert în Piața Mare Adunări Naționale. Și a ieșit Igor Dodon cu doamna Galina, cu unul din copiii lor, a ieșit tu cu Tania, cu un copil sau doi, nu mai țin minte video. Cu ambii, da. Da. Și Dodon a tras niște comentarii la adresa ta. Eu presupun că el te-a adus în scenă ca să zică ea că mai există și Ion Ceban și ca și cum fiți atenți la fața lui că el candidează la primărie. Te-a băgat într-o lumină super proastă. Tu aici poate n-ați și de acord, dar putem discuta după în privat. Eu cred că asta e o interpretare intenționată. Nu, Ion, eu n-am să arăt acel video pentru că acolo sunt copchii, dar să-l pun în comentarii pentru așa care vor să-l vadă sau dacă vreți căutați pe contul președintele Igor Dodon, Ziua Familiei. Și la urmă, Dodon termină felicitarea lui să trăiască familia sănătate, dar numai familiile normale. Ați înțeles? Doar familiile normale. Și pleacă de pe scenă. Asta e o poziție, Andrei, fii de acord. Păi bun, dar tu accepti să te susțină, tu accepti să te susțină un om care polarizează societatea din atâtea puncte de vedere. Din punct de vedere al gender equality, din punct de vedere al religiei, din punct de vedere al minorităților, tot ce vrei. El polarizează situația în societate la maxim. Vrei, și tu te asociezi cu dânsul și vrei să intri la primărie. Care le împărtășim, începând de la familia tradițională, religia ortodoxă, eu nu văd aici nicio problemă. Poate să existe oameni care au altă opțiune, n-au decât să facă o altă alegere. Asta este ideea, înțelegi? Tu ai fi gata să repezi de pe scenă aceeași felicitare? Felicitări familiilor, dar numai familiilor normale. Ai fi gata să spui acest? Familiilor tradiționale. Da. Nu. Dodonul a spus normale. El a spus cuvântul normale. Tu ai fi gata să spui asta? N-am văzut video. Nu, Ion, tu ai fost pe scenă cu dânsul. Tu ai fost pe scenă cu dânsul. Eu îți zic felicitări familiilor normale. Hai, eu n-am să arăt video, dar îți pornesc sunetul pentru cei care ne urmăresc ca să fie convinși. Ca să înțelegi. Că eu nu vreau să arăt copchii în cadru, că asta Dodon se ocupă cu asta. Deci, Ziua Familiei. Ia câte-l. El la urmă termină. Eu sper și care ne urmăresc să audă bine. Și poate, eu cred că toată să auzi că e din microfon. La Federația Rusă și direct la avion vreau să mănânc o înghețată. Așa că Ion, mai repijut. Eu vreau să vă spun multă sănătate tuturor dumneavoastră, să vă trăiască sănătoși și fericiți copiii, părinții și fiindcă să dea Dumnezeu ca toate familiile noastră să trăiască din Republica Moldova, din capitală, să trăiască mai bine. Ok, o felicitare decentă din partea ta, super de acord, aș fi închis acest video, nu m-aș fi agățat de dânsul, dar după asta... Felicitări cu această sărbătoare. Еще раз, поздравляю всех с праздником, с Днем Семьи и только нормальных семей в Молдове. Других не принимают. Согласны? Felicitări încă o dată. Ai auzit, Ion? Da. Только нормальных семей в Молдове. Других не принимаем. Ты принимаешь других, Ион? Других семей принимаешь? Других каких? Ну что, других. Мои экзисты других на фарде нормальных? Каре других. Пы, Додон, он здесь других не принимает. Принимаю, не принимаю. Ту, крестка, мои экзисты других? Ну, потому что кадр легал, ну, пермити, и я зик, и окей. На моменту, де фатсу. А че с лукру? Нет, я chiar așa cred. Eu cred că familia tradițională, bărbat, femeie, este ok. Restul, asta este poziția mea. Deci, am zis. Am înțeles. Tu, da. Devenind primar de Chișinău, de exemplu, da. Te vezi venind la oficiul stării civile, oficiind o căsnicie dintre doi homosexuali, două femei lesbiene? În niciun caz. Nici într-un caz. Asta fiind membru PSRM sau asta e poziția ta? Asta sunt valorile tale personale?
Am înțeles. Da. Da, eu l-am întrebat pe Dodon în 2016. Nu, și asta toți prietenii noștri cunosc, care, hai să zicem așa. Ok, ok. Da, asta e poziția mea personală și e opinia mea personală și chiar exact cum respect eu alte opinii, rog să fie respectată. E curios lucru că noi vorbim de opinie personală, dar ne referim doar la un contact sau un context juridic de, de contact cu acești drugie. Ion? Nu, uite, Andrei, hai eu să fac clară poziția mea. Deci eu sunt categoric împotriva propagandii în acest sens. Eu cred că noi avem multe alte probleme decât să îmblăm acum și să... Să polarizăm societatea. Nu, hai în felul următor, pentru că dacă noi tot nu terminăm discuția asta aici... Faci ce vrei la tine acasă. Nu este nicio problemă. Da. Eu cred că nu este bine să exteriorizezi toate treburile astea în societate. Mie, uite, e foarte greu mi-a fost să explic la copii și eu chiar nu vreau să explic la copii de ce e un nene să sărută cu un nene, de exemplu, undeva peste Hotari, unde am văzut chestia asta. Nu, chiar nu vreau. Asta e poziția mea personală și eu chiar vreau să fie respectat. Păi, dar nu-ți pare... Nu-ți pare... Ce e la tine acasă? Nu este nicio problemă. Eu cred că familia tradițională trebuie să fie așa cum este ea. Ți-a, nu-ți pare... Bărbat, femeie, copii, frumoși și tot așa mai departe. Am înțeles. Frumoși, glavne. Cum era Luci... Frumoși, fericit, sănătoși. Lucinski, candidat în 1986, un bărbat frumos, un bărbat frumos și inteligent. Sau doar frumos, da. Practic era. Mai era un Marian Ilici? Da. Nu, tu colega ai fost cu dumnealui, dacă nu greșesc, nu? Marian Ilici, da. Da. Ion. Nu, pentru că tot doamnele spuneau că el așa e de înalt și așa e de frumos. Dă-mi voie să revin la o chestie. Eu pe Dodon l-am întrebat în 2016 dacă el vreodată a cunoscut homosexual și el a evitat să-mi răspundă, a zâmbit și a băut din apa Evian, dar acum te întreb pe tine, tu vreodată ai cunoscut un homosexual? Da, eu am întâlnit în viața mea persoane de altă orientare sexuală. În Republica Moldova, da? Și în Republica Moldova, da. Uh-huh. Tu ție... Ți-ai explicat vreodată ce aici nu vrei să explici copiilor? Ce să-mi explic? De ce două femei se sărută? De ce doi bărbați se pot ține de mână? La, Andrei, noi o să continuăm discuția asta doar pe subiectul ăsta? Încă nu, dar noi acum continuăm. Eu ți-am adresat o întrebare. Asta este poziția mea personală. Eu cred într-o relație normală și tradițională între femei și bărbat. Și nu vreau ca să fie exteriorizate tot felul de lucruri în spațiu public. Eu nu cred că există această necesitate. Fă ce vrea la tine acasă, nu este nicio problemă. Asta sunt drepturile tale. Iar când începe a striga în gura mare și a arăta tot felul de expoziții, cred că nu este corect. Atât. Uh-huh. Asta este poziția mea. Da, da, un bărbat cu o femeie poate să sărute în public. Asta e ok. Da, da, eu sunt ok cu asta. Înseamnă că tu ești ok cu Dorin Chirtoac sărutându-o în gingii pe anișoara Login. Ok, acolo e altă chestie de protocol. Bun. Trebuia toată afacerea asta să fie exact așa cum a fost pe scenă. Cred că tot nu e prea ok așa cum s-a întâmplat. Dar în fine, e problema lor personală. Ion, dar ce crezi tu despre traseismul politic, despre mutarea dintr-un partid în altul? Depinde. Eu am o experiență în acest sens, eu pot să-mi spun. Da. Tu de câte ori, tu o singură dată te-ai mutat, la comuniști și la socialiști, da? Da, fără ca să-mi, iarăși, dacă să mergem pe formula asta, fără ca să-mi schimb opțiunile politice. Pentru că nenea Voronin s-a mai dus într-o parte, în alta, într-a treia, azi era într-o parte, azi mâine era în altă parte. Mm. Una spunea, alta făcea. Iată, eu fac tot aceea și am făcut și în plăcerea mea atunci. Da, eu am găsit niște video cu tine și cred că, nu știu dacă tu ești mândru de acele apariții tale din 2012 și dacă tu îți mai amintești ce făceai, îți mai amintești ce făceai acum 6 ani, primăvara? Cu Jos Alianța? Da, bun, tu ai avut multă prezență. Jos Alianța asta era un fel de cireașă de pitor, dar tu îți amintești primăvara al 2012? Da, ce a fost atunci, nu? Păi protestele pe CRM? Da. Ok, tu pe scenă, îndemnând lumea să ceară socoteală de la trădători ca... Zinaida Greceană, Igor Dodon, care l-au votat pe Nicolae Timofti președinte. Și așa? Nu știu cum s-a întâmplat ca peste câteva luni, la sfârșit de septembrie, tot în 2012, Ion Ceban să devină coleg cu trădătorii de la care trebuia cerut socoteală. E o chestiune foarte lungă, sunt niște circumstanțe foarte complicate, care eu aș putea să le explic. Oamenii de pe intern le știu, dar asta ar trebui să spăl acum rufie foarte mult în public.
Începând cu relația personală cu Voronin și finalizând cu multe altele. Și eu când am venit, crede-mă că mi-a reușit foarte mult să schimb, inclusiv aici, pe intern, pentru că partidul era la acea etapă. Și apropo, era și un risc până la urmă, din punct de vedere politic. Dar am ales să fiu mai mult independent în această privință, atât din acțiuni, și eu cred că echipa în care am venit mi-a oferit această posibilitate. Ok, păi tu în aprilie vrei să ieși socoteală de la Igor Dodon și Zinaida Greceanu, când ai devenit coleg de partid, ai cerut socoteală de la Dan și ai întrebat de ce l-a votat pe Timofte. Da, am vorbit despre asta mult, da. Și ai înțeles că strădători sau ți-ai schimbat părerea despre Dan? Andrei, noi discutăm despre Chișinău sau nu mai discutăm despre Chișinău? Ion, noi am venit cu varii subiecte la această discuție. Ți-am spus, eu sunt setat de multe puncte de vedere. Eu, înainte de a începe să discut despre Chișinău, vreau să construim un portret al lui Ion Ceban. Că noi vrei, nu vrei, suntem oameni păcătoși, diferiți, cu istorie de sute de mii de ani de antropologie. Și noi suntem bârfitori. Și noi ne place să dișghecăm mai multe subiecte. Sunt chiar teorii care țin de antropologie, care presupun că noi, Homo sapiens, datorită bârfilor, am supraviețuit pe șidel din Neandertal și cei care au fost până la noi. Așa că dăm voie să desfășor acest interviu așa cum binevoiesc. Ok, am înțeles. Deci tu crezi că traseismul totuși nu este un mare păcat, poți să te muți dintr-un partid în altul, sunt circumstanțe care te pot obliga să uiți că l-ai numit pe cineva trădător și după asta ai devenit coleg. Sunt foarte multe circumstanțe care sunt cunoscute, sunt la suprafață. Eu am zis, repetate rânduri, atunci când poziția nu coincide cu ceea ce se întâmplă în continuare. Pentru că nu sunt doar eu, hai să zicem așa. Până în 2014, marea majoritate a membrilor PCR, hai să zicem, de vază, totul au plecat. Indiferent, de diferite poziții. Da, da. Păi, dar tu în aprilie, când strigai jos alianța și la câțiva centimetri de tine era Vladimir Voronin, tu pe atunci știei că, sau tu atunci erai conștient că relația dintre voi nu era ideală? Andrei, existau unele circumstanțe care după asta au devenit unele fundamentale. Eu am să-ți spun poate în privat dacă vrei chestia asta, nu vreau să o expun public. Eu vreau să-ți spun. Am înțeles. Deci, dar tu așa și nu mi-ai răspuns dacă ai continuat sau nu se consideră pe Igor Dodon și Zinaida Greceanu trădători că l-au votat pe Timofte. Noi facem o echipă și facem o echipă bună, eu cred. Ok. Ion. Tu ai pomenit la începutul, tot la începutul lunii martie, ai fost într-o vizită la Baku, pe urmă la Minsk, la Budapesta, nu știu cum a fost așa un mini turneu de-a tău, după care ai revărsat spre ochii și urechile oamenilor impresiile tale despre aceste orașe, despre Baku, despre Minsk, Budapesta mai puțin de fapt ai scris, dar ai scris pe blogul ăsta a tău, unde este și platforma. Ai scris despre aceste orașe. La Baku te-au impresionat palatele de cristal, parcurile verzi, la Minsk școlile, tehnologiile informaționale din școli. Amunea, ne-i curios dacă tu vrei să te inspiri din aceste modele și vrei să le aplici la Chișinău și dacă ești conștient că în Baku sunt mulți bani și anumite ilegalități legate de acești mulți bani. Dacă la Minsk e dictatură căreia colegului tău Igor Dodon îi place, dacă ești conștient de asta. Tu vrei să aplici aceste modele în conjunctura politică de acolo? Hai să le luăm pe rând. Începând cu mulți bani. De exemplu, eu pot să spun câteva lucruri referitor la Baku de faleza să o luăm. Da? Deci, e un oraș în care, până la urmă, au fost foarte clar puse scopurile de dezvoltare. Noi nu vorbim de Palatul de Cristal, care tot ar putea să fie exemplu, de exemplu, sau stadionul, sau Olympic, sau, de exemplu, arena de sport și multe altele, care sunt necesare, spre exemplu, și Chișinăului. Dar noi vorbim de o chestiune care poate fi simplu realizată. Deci ei au pus preț pe o faleză care încă 14-12 ani în urmă avea doar 3 km și era foarte neamenajată. Până la urmă, astăzi este un parc de 16 km și vor să-l extindă în câțiva ani până la 25 de km, unde au piste pentru bicicliști, unde au zone verzi, unde au zone spații pentru copii, unde este foarte amenajat pentru cei mai în vârstă și tot așa mai departe. Eu cred că acest lucru nu este unul foarte complicat și foarte costisitor. Dar tu ai aflat la zeri cât i-a costat pe dânsa asta? Da, am aflat. Pe diferite porțiuni au avut diferite cheltuieli. Eu cred că cheltuieli mai mici, problema lor este că ei nu au toată această faună, hai să zicem, condiții naturale pentru creștere. Dau apă la fiecare copăcel,
să desc și tot așa mai departe. Ei nu au pământurile noastre. Deci eu vorbesc despre chestiuni pe care noi le-am putea face ușor. Ca să vedem diferența. Noi am intervenit în zonele spațiilor verzi. Eu nu vreau să spun cum... Care e un proiect major în materie de spații verzi? Că eu n-am reușit prin tot programul tău să trec. Care e un proiect major la spații verzi pe care tu l-ai implementat la primărie în premieră? Nu în premieră, dar printre primele. Nu, noi nu putem pune în felul următor întrebarea, pentru că există probleme curente. Dacă noi avem viziune doar pe termen de un an de zile, trebuie să aducem în regulă toate parcurile pe care le avem, măcar cele centrale și scoarurile, și ceea ce trebuie să facem, Andrei, în mod obligatoriu, este să stabilim granițele roșii pentru zonele spațiilor verzi. Pentru că până la momentul de față, ca să înțelegi, acest lucru nu este făcut, chiar dacă există decizii ale Consiliului Municipal în această privință. Și spre mare diferență de alții e că eu trebuie cu echipa mea să stau, de exemplu, să nu permit să găsesc toate modalitățile legale, inclusiv să intervenim prin blocaje la modul practic fizic, ca să nu se construiască în parcul Alunelu o benzinărie. Și noi am obținut acest lucru până la urmă. Dar sunt și alte lucruri. Deci, parcul la Izvor, Dumitru Râșcanu, Valea Morelor, Valea Trandafirilor, și multe altele. Trebuie să începem cu ceea că se există iluminat, amenajat și plus parcurile două centrale. Ion, dar tu ești, face pe termen scurt. Tu ești un om care ești de mai mulți ani în politică. Tu își înțelegi, da. dacă vrei lumea să te țină minte, tu n-ai să spui că am făcut curățenie în parcuri. Trebuie să spui că ai întins un covor. A, iluminat, doi, amenajare, spații de agrement plus... spații sportive pentru propriu zis. Eu îmi cer scuze, eu nu știu dacă mă uit la tine acolo. Eu nu mă văd pe mine pentru că am o lumină aici. Am coordonat cu tine din start și chiar mi este complicat, nu știu cum mă privesc. Tu te vezi bine, important să nu te dai foarte aproape, să nu intri în cameră. Eu mă uit în jos că mă orbește lumină, pentru că aici e prea puțin lumină. E de înțeles, continuă gândul. Deci, iluminat public, amenajare, dezinsecție, salubrizare în ceea ce ține de zone, curățirea apelor, dacă este vorba de lacuri, și minimum necesar, da? Ceea ce vorbeam, spații de agrement și sportive pentru copii, pentru tineri. Asta ar fi o primă etapă. Evident, ceea ce mi-aș dori eu foarte mult, să nu intervenim în general în zonele verzi sau zonele adiacente zonelor verzi. Asta noi am putea să facem, pentru că dacă ți-aș spune ce pățesc ăștia din Baku, spre exemplu, pentru tăierea unui copac, dar noi, la fiecare construcție ilegală, care sunt peste 2000, dintre care 300 sunt în fază activă, avem copaci tăiați, absolut nimeni nu poartă nicio grijă, trebuie să te duci să te bați cu constructorii ăștia ca să nu facă acest lucru. Inspecția de stat în construcție, inspecția ecologică, nu intervine, primăria autorizează acolo unde poate să autorizeze aceste lucruri. Stai, și da, asta uite, se întâmplă până în momentul de față, ca să înțelegi. Tu deja ai enumerat foarte multe structuri, inspecția din construcție, inspecția ecologică, primăria, care miroase atâta birocrație și odată și tu spui că unu, două, trei organisme nu sunt stare să se slămărească un agent economic sau cu un om care îndrăznește să stai copaci, asta e trist. Dar uite, un lucru... Da, nu, eu ca să-ți explic, problema aici e foarte simplă. Deci, toate aceste lucruri până acum mergeau mână în mână, deci toate aceste instituții, pentru că autorizația se elibera la primărie, sau la alte instituții care este abilitate, iar ceilalți când erau chemați, de exemplu, colegii noștri foarte des ies la tot felul de construcții de astea ilegale, încercând să le blocheze, după ce au fost cedate multiple terenuri în municipiul Chișinău și aici pot să-ți numesc de la și până la. Și pur și simplu, cei care, de exemplu, inspecția de stat în construcții, trebuie să vină să spună că băieți, nu se poate aici pentru că nu sunt toate actele permisive. Ei nu fac lucrul ăsta pentru că sunt mână în mână. Dar de unde poți să începi să combați toată afacerea asta și ce am zis că o să fac? În prima săptămână de mandat, deci administrativ voi interveni ca să nu mai fie eliberate autorizațiile de construcții în zonele și spațiile verzi, intracartier și multe altele. Punct. Vei face acest lucru pe la spate, ceea ce tot nu este exclus, dar oricum trebuie să existe și viza primarului sau viceprimarului. Da, ok. Păi da... Tu acum, da. Devenind primar, tu vii și cu echipa de viceprimar sau rămâne Nistor Grozavu și...
Nu, eu mi-aș dori ca ministrul Grăzavă să nu fie. Există căi legale în acest sens, pentru că eu nu văd diferență între ministrul Grăzavă, Gamrețchi și mulți alții. Tu nu, da? Vezi diferență, dar uite că există instanță de judecată care pe timpuri chirtoacă să jălie că nu poate să facă față injustiției. Uite, da, stai puțin. Ion, și că tu în momentul ăsta în care tu zici că ba, unul de la fiscal nu poate să facă treaba, ba, și altul nu face treaba, e că tu să intervii cu aceste interdicții. Dar ce să faci cu așa care până ca Ion Ceban să devină primar au obținut permisă și primul vin te dau în judecată și reobțin dreptul de a construi ilegal. Eu trebuie să fiu sincer cu tine, eu așa am fost și sincer cu oamenii care m-au întrebat. E foarte complicat să întorci ceva în proprietate municipală, ceea ce a fost cedat anterior. Am să explic de ce. Pentru că ceea ce fac oamenii ăștia când cedează terenuri și s-au făcut foarte multe lucruri urâte, în special votările astea la pachet, câte 800, câte 500, câte 400, ei sunt foarte șmecheri, pentru că tu poți întoarce terenul în proprietate municipală atâta timp cât el propriu zis nu este vândut de 2-3 ori. Dar ei ce fac? Ei l-au obținut și îl vând de 3-4 ori și gata, cel final, deci proprietarul final, tu nici la cedul nu poți, nici în oricare altă instanță. Încă o chestie care... Da. Dar, Andrei, ceea ce poți să faci este ca să nu-i permiți propriu zis cetățeanul X sau Y, companiei X sau Y, să construiască acolo. Nu-i eliberezi autorizații și tu te și-ți cată de treabă. Cu asta de ani judecată, dar e o procedură mai lungă. Am înțeles. Ion, uite, o bubă recentă, eu aș numi-o chiar în politica moldovenească, că mulți cred că e în cultură și în sport, Arena Națională, tu ai auzit de ce se întâmplă la Stăuceni. Partidul Socialiștilor din primărie, Ion Ceban, are o vreo poziție apropo de Arena Națională? Da. Nu-ți neroasă asta? Colegii noștri au încercat să blocheze ședința asta la Constituție. Știi că chestiunea s-a votat la guvern, după care s-a trecut la Parlament, s-a modificat respectiv, dar trebuia și să fie o decizie a Consiliului Local la Stăuceni. Consilierii noștri au încercat să blocheze această ședință, au votat împotrivă, evident. Eu cred că această idee năstrușnică este legată de desproprietărirea, pur și simplu de preluarea acestor 70 de hectare, plus acolo sunt și bani bugetari care trebuie să fie alocați. Eu zic în felul următor, noi avem foarte multe edificii care ar fi putut să fie reabilitate. Ok, dar e ca, uite, tu tocmai ai spus că e tare greu să restabilești ce aici a fost luat de la stat. Mai există speranță apropo de Arena Națională sau gata? Pățanii au pus slabă pe... Eu cred că pățanii au pus slabă. Trebuie să modifici legea, trebuie să întorci înapoi, într-un fel să naționalizezi. Eu nu știu ce parteneriat privat-public acolo intenționează să facă. Uite, poziția mea care e în sensul ăsta? Deci dacă tu ai circul, care e până la urmă clădire foarte interesantă, da? A intrat în câteva topuri, nu ar necesita mai mult de 20-30 de milioane pentru reabilitarea acestui edificiu. Alături avem un spațiu, o râpă, care a fost proiectat de niște arhitecți moldoveni în cadrul unui concurs cu francezii de amenajare a zonei pentru un parc. S-ar putea și niște spații sportive să fie acolo. Păi de acolo Voronin, fostul coleg al dumneata, a pus și o minge pe o cupolă de asta. A pus-o în parică Tarlev. Sau da, nu, dar pui, cum s-ar zice? A schimbat guvernarea și a pus mingea, a dat mingea la fileul la altă. Deci putem să spunem așa că Voronin, că nu Voronin. Uite, eu îți dau pe exemplu pe Centrul Artico, care e proiectul meu până la urmă. Da, noi am dat în exploatare prima fază. Da, putea să fie cu suport internațional. Trebuia să devină centru de excelență, într-un fel al treilea centru european de tineret. Dar el așa a fost. Tu spui că putea să fie, cu suport, el așa a fost. Putea să fie, dar s-a schimbat guvernarea și toți cei care ne-au criticat pe noi pentru faptul că noi am pornit acest lucru, că acolo era un proiect asta foarte complex. Asta a fost de mult, când tu erai la Ministerul Educației. Da, și uite că după aceea a rămas că liceul real s-a distrus, o componentă unde trebuia să devină youth hostel cu tot, cu toate facilitățile respective. Zona dintre Artico, blocul central și și Dendrariu trebuia să devină zonă de sport, agrement și tot așa mai departe. Azi acolo e un fel de saună într-o parte și un bloc care se construiește în altă parte, plus un ezaverșon care se judecă iarăși cu centrul Artico și nimic nu s-a făcut practic nou. Înțelegi? Deci, chestiune până la urmă, când s-au pus mingea și unde s-au pus mingea, ce a fost făcut după asta. Ion, eu ce am vrut să zic?
Noi nu avem un centru de artă contemporană astăzi la Chișinău. Cred că am fi putut să ne concentrăm pe asta. Noi avem stadionul Dinamo, teritoriul stadionului Republican și plus râpa asta de la Cir, care poate fi amenajată cu facilități sportive, inclusiv cu arenă sportivă, să zicem, în felul următor. Ar putea să fie reabilitat. Așa e râpa, tu numești râpă, dar eu nu știu, poate în limbajul arhitecților asta are o altă denumire. Ea e eligibilă, ea e bună pentru asemenea construcții masive? Da, ea e bună. Da, noi n-am vorbit cu foarte multă lume în această privință. Eu spun că e râpă pentru că arată ca o râpă, înțelegi? Acolo ei au ce mai ciopărțit este Iura Topal, șmecherul ăsta de la Pele, și o luat sub formă de vreo câteva hectare de pământ, ca și cum ar fi pentru un stadion de baseball, dar eu cred că tot o mnogoetaj o să fie acolo. Dacă... Deci asta ar fi... Eu nu vreau să neg importanța acestor sporturi sau artei contemporane, dar numai și ne-ai zis de artă contemporană, mă zici de stadion de baseball. Hai să luăm așa, e că uite, revenind... Nu, adică eu vreau să spun că el a preluat chestia asta, dar nu va fi destinația finală până la urmă. Eu ziceam așa că dacă totuși punem prioritate, cu toate că eu cred că există alte probleme mult mai importante în lista priorităților, dar este circul, ar putea să fie un centru de artă contemporană, ar putea să fie un spațiu cu facilități sportive de la stadion și finalizând cu bazin de care vrei. Ca să nu mai zic un palat a sporturilor de gheață sau da, pentru hockey sau pentru altceva, pentru sporturile. Adică alternative ar putea să existe și ele ar trebui să fie dezlocate în diferite. Nu trebuie să iei 70 de hectare, nu știu de unde și... Ion, poziția mea. Imaginează-ți că peste 5 ani de mandatul lui Ion Ceban la Chișinău vine în vizită un primar din Turda, România. Și el tot așa pe urmă ajunge în Turda și scrie pe blogul lui personal impresii despre Chișinău. Și așa se vadă el peste 5 ani la Chișinău, impresionant, care a spat lumea să zic ea că asta e semnătura lui Ion Ceban. Fără Ion Ceban nu cred că am fi avut tramvai pe bâc sau nu știu ce racheta podiomnic. Ce chestii memorabile are în cap Ion Ceban să le înfăptuiască la primărie. Iarăși, eu repet, e foarte aplaudabil asta și asta trebuie să fie făcut. Îngrijirea spațiilor verzi, stoparea eliberării de viză la construcție și așa mai departe, dar și memorabil are în viziunea lui Ion Ceban pentru Chișinău, așa încât Chișinău o să devină și obiectiv turistic. Că ți-am spus, cineva pune covoare cu flori, cineva se gândește la două metrouri care pot fi construite cu miliardul furat. Și are Ion Ceban în cap. Uite, apropo de primărie. Eu cred că primul lucru care ne caracterizează din punct de vedere pozitiv a orașului și chiar cu toate intervențiile care sunt, nu s-a reușit a strica această imagine, este oraș verde. Eu cred că noi putem frumos să demonstrăm că toate aceste spații pot fi îngrijite și în 5 ani de zile să arătăm parcuri normale, scoaruri normale, alei normale, zone amenajate frumos. Asta este primul lucru. Doi. Pentru turiști ar fi bine să mai amenajăm câteva străzi pietonale și să avem și acces la facilitățile respective, începând cu festivalul și tot felul de lucruri pe care le putem face și organiza și nu necesită foarte multe surse financiare, dacă vorbim despre asta. Evident, drumuri, dar asta e o problemă mai complexă, deși eu cred că în 5 ani de zile se poate fi rezolvată. Hai să ne concentrăm și pe spațiile rezidențiale. Pentru că eu... Tu te referi la curți sau în interior? Blocuri, scări? Și curțile blocurilor de locuit și masivele noi care ar putea să fie dezvoltate. Eu nu sunt pentru faptul că în interiorul curților blocurilor de locuit sau în zonele adiacente spațiilor verzi să fie construite noi tot felul de clădiri. Mai ales că ele sunt diferite una de alta, începând de la culoare și finalizând cu etajarea, începând cu tot felul de alte lucruri importante, acces, etc. Eu sunt pentru extinderea orașului, pentru că avem unde, de exemplu, în zonele la Alba Iulia, în aeroport. Tu când spui extindere, construcții de zone suburbane de locuit, sau ce ai în vedere extindere? Exact, da. Și dacă vrem, haideți să extindem orașul, dar trebuie să fie și cu aceeași infrastructură însoțită, grădinițe de copii, școală, unde este nevoie, centru medical și tot așa mai departe, căi de acces mai. Deci eu mi-aș dori un oraș mai curat, mai amenajat, mai deschis pentru turiști și evident un oraș deschis pentru business. Asta ar însemna subzone, reguli foarte clare, facilități, acorduri care ar putea să existe pentru multă lumea. Eu cred că în 5 ani de zile este posibil.
Am înțeles, Ioan. Noi sunt destul de multe priorități. Nu sunt multe, Andrei. Adică ideea e că trebuie să arătăm mai curat, mai amenajat, mai fără de tot felul de intervenții de astea haotice în construcții, de la pristroiecă, pristroicuță, pristroicuță, butcă, butculiță. Samo saboi. Da. Asta e. Și asta se poate face chiar și cu rezultate vizibile într-un an de mandat, de exemplu. Multe lucruri. Ioan, pentru cei care s-au conectat mai devreme, poate au auzit, poate nu, eu te-am întrebat dacă ai cunoscut-o vreodată personal pe Silvia Radu, ai zis că ai cunoscut-o prin 2012, dar după asta nu prea ai avut șansa să vorbești, nici acum la dezbateri n-ai avut șansa să o întâlnești. Prieteni, cei care ne urmăresc pe Facebook, eu vă reamintesc despre necesitatea imperativă să turnați și dați gălușe și să scrieți comentarii în adresa lui Ion Ceban sau în adresa prezentatorului. Prezentatorul se numește Kevin Hart sau în limba română Timur Rodriguez și ne urați o seară cât mai frumoasă și o seară cât mai bună. Comentariile hi-hi-ha-ha vor fi citite la finalul acestui live, de care noi apropo ne apropiem. Ion, apropo de Silvia Radu, tu vezi în ea un pericol? Tu crezi că Silvia Radu poate nimeri în turul 2 și eventual să-l detroneze pe Ion Ceban, cel care are deja șanse reale să intre în turul 2? Andrei, eu văd că acest om nu este nici pe departe independent, este într-un regim, știi, de administrare din cu totul altă parte. Văd o resursă enormă mediatică care o promovează. Bun, Ion, stai puțin, apropo de resursă mediatică, eu cred că înțeleg că poate PD-ul și PSRM-ul nu sunt picior egal, dar voi aveți aparatul vostru de propagandă, NTV Moldova, Accent TV, voi aveți canalele voastre, poate nu sunt așa de mari și populare ca ale PD-ului, dar voi le aveți. Așa că nu ne se pare cinstit să spui că... Așa, dar trebuie să le punem și TV8 și Jurnal TV în partea cealaltă. Hai... Eu cred că incomparabil din ceea ce ține de media, pentru că unele resurse acoperă până la 60-70%. Eu cred că tu te uiți pe statisticile astea și imaginile care sunt create. Na, eu până la urmă am ales să merg să mă întâlnesc cu fiecare om în particular. Eu, apropo, de la 6 până la 9 seara, cu excepția zilei de astăzi, în fiecare zi și atunci când am dezbateri, în fiecare zi distribui singur platforma mea electorală. Mă întâlnesc cu oamenii în suburbii. La ora 7 dimineața deja sunt la stații. Vorbesc cu ei. Există oameni care ne critică. Există oameni care ne critică argumentat. Există care mai puțin. Ce critică tu auzi cel mai des? Sau care e o critică pe care ai ascultat-o și zis, băi, uite, omul ăsta are argumente, eu sunt gata să-l ascult. Da, în suburbii, de exemplu, ne tot spun, deși noi am foarte mult, iată, vezi, cum funcționează totuși chestiunea asta mediatică. În suburbii ne spun, da, e că voi sunteți sau promovați ca să ne dezicem de suburbii. Și niciodată n-am vorbit despre acest lucru personal. Mai mult decât atât, noi suntem singurii care ne-am întâlnit cu primarii de suburbii. Am susținut marea majoritate a demersului. Le-am promovat la Consiliul Municipal pentru includere în buget. De la grădinița din Coloniță, spre exemplu. Ion, eu te-am întrebat și critică. Deci critica care tu auzi... Critica pe care tu auzi e că... Tu mă întrebi, da, de exemplu, pentru că s-a tot vehiculat în mass media. Sau că n-ați făcut suficient, sau că n-ați făcut nimic, de exemplu, la primărie. Și trebuie să vin cu raportul, să explic, uite că asta e compensație, că asta e ajutor pentru aceea, că asta... Și că, în mod normal, Consiliul are unele competențe, iar primăria cu toată armata ei de executori, hai să zicem, funcționari, are cu totul alte competențe. Întrebare care apelează la sinceritatea ta. Ion, ție-ți place ce aici faci? Da. De dimineață până seară să-i explici la oameni că ai dreptate, îți place? Nu, hai să facem în felul următor. Sunt, deci eu nu mă, într-un fel, cum să zic... Nu mă dezvinovățesc, pentru că sunt foarte mulți oameni care susțin ceea ce fac. Da? Tu m-ai întrebat dacă există critică, ce fel de critică. Doar încerc să le explic. Sunt mult mai puțin cei cărora le explic, de exemplu, ce facem noi, pentru că o bună parte cunosc. Eu, apropo, spre diferență iarăși de ceilalți candidați, am o echipă cu care am administrat în această perioadă peste 11.000 de petiții. Ca să dau un exemplu. Tot parlamentul, cu secretariat, cu toți deputații, pe an primește undeva 2.000.
Și noi în 2 ani și jumătate am prelucrat peste 11.000. Noi ne întâlnim cu cetățenii în fiecare săptămână. Noi fiecare săptămână făceam conferințe de presă, încercam să deschidem ochii la ceea ce se întâmplă în primărie. În fiecare săptămână, Andrei, noi facem dezbateri publice pe un subiect anume. De exemplu, tichetarea electronică sau locuințe accesibile pentru tineri sau ce facem cu general urbanistic. Și în fiecare săptămână ne întâlnim cu oameni, adică noi chiar ieșim la fața locului, avem tot felul de... și oamenii cred în noi. Acum câțiva ani era foarte populară fundația Poluția, dacă nu greșesc, voi ați lansat-o și era populară. Am o leac soluția, scuze, s-o stâns popularitatea ei, pentru că focusul e pe din suflet, sau mai este și soluția? Nu urmăresc acest lucru îndeaproape, probabil că există ambele, da. Ok, pentru că nu, asta era un organism tare popular. Voi acolo colectați petiții de la chișinăuieni și așa mai departe. Noi colectăm petiții, uite, noi avem ea nu mai este la fel de activ acum. Noi avem două site-uri distincte. Unul este petiția.media, unde noi avem toată lista de deputați, consilieri, departamentul juridic, pe urmă redacționăm, suntem în regim online cu cei care ne scriu acolo. Fiecare om poate să vadă, să urmărească la ce etapă se află examinarea petiții, conectăm, facem rapoarte online, toată chestia asta o facem permanent. Și avem al doilea site care se numește DGDMD, unde oamenii trimit, noi l-am lansat în septembrie anul trecut, deci propuneri pentru bugetul municipal, într-un fel, și noi le structurăm în instanță finanță și le propuneri subdiviziunilor atunci când discutăm despre bugetul pentru anul următor. Și până în octombrie am acumulat, da, vreo câteva mii de tot felul de proiecte pe care le-am inclus. Proiecte vorbesc mici, na, că la unul e acolo de trebuie de reparat calea de acces. Și în baza lor am aprobat 540 de adrese la momentul de față în care să intervine. Ar trebui să se intervine dacă nu ar bloca doamna deci tenderul la terenurile de joacă pentru copii peste 100, la complexele sportive, workout, bare paralele și tot așa mai departe. Iluminat, căi de acces, borduri, rampe și tot așa mai departe. All right, Ion, eu cred că e momentul să sărim la întrebările spectatorilor noștri, dacă tu ești de acord și pregătit. Da. Îs câteva sute de comentarii, așa că să nu vă supărați, prieteni, dacă eu pe unele le omit, că să trebuiască și să citesc și să înțeleg dacă asta e întrebare sau nu. De exemplu, e ca Fiodor Dronic scrie sălbaticul ista primar și gata. Eu nu știu dacă asta e întrebare, Fiodor, dar nu știu. Ion, ești gata să răspunzi? Sălbaticul ista primar? Uite, eu cu Fiodor aș fi vrut să discutăm la propria, ca fix așa cum discutăm cu tine și atunci aflăm dacă e sălbatic. Eu nu mulțumesc. Bun, eu le citesc pe toate cu sau fără cenzură. Da. Ne-a întrebat cineva, dar am pierdut comentariul și ala, ne-a întrebat cineva... Apropo de arenă, Dodon, dacă nu greșesc, a promulgat legea pe care Parlamentul o împins-o. Eu nu știu dacă ea a fost votată în lectura a doua, nu sunt sigur de asta. Chiar eu mi-a scăpat o lună și jumătate, eu sunt în campanie de plin, am agenda mea personală cu colegii mei, nu cunosc. Eu nu sunt sigur dacă ea a fost votată în lectura a doua. Ok, eu tot sunt necunoștință de cauză, m-aș bucura poate și care ne urmăresc să ne ajute să ne confirme, să infirme asta, dar ți-ar părea justificat, ți-ar părea ok ca președintele să accepte această desproprietărire a statului? Există proceduri până la urmă diferite, tu doar știi că dacă nu o să include chestiunea asta cu 5 minute, dar... Stai în vedere, să explicăm, poate lumea nu e așa de activ în politica moldoneană. Stai în vedere, iarăși poate fi înlocuit Dodon pe 5 minute. Da, noi am avut istoria asta legată de codul muncii, spre exemplu, când s-a încercat a interveni acolo și și drepturile pensionarilor și mămicilor și multor altora. Hai că mai sunt spectatori care ne scriu întrebări. Vâreți concertul în cur? Nu înțeleg ce înseamnă această întrebare. Care concert? Noi am vorbit despre un concert? Toată discuția este bla bla bla. Cum adică toată discuția? Ivan citește comentariile. Prieteni, este ceva care se termină cu un semn de întrebare? De ce când era Dodon în 2007 ministrul la economie, care acum e șef partidului actual, nu a făcut nimic ca ministru? Acum toți doriți să aduceți muntele la Mohamed, de ce atunci când deții funcție nu faci nimic? E cam evaziv. Noi mușnii am păcat să discutăm. Uite, eu aș putea să dau un raport de un an și jumătate în ceea ce am făcut la Ministerul Educației. De exemplu, eu am contribuit personal și am avut cei mai mulți donatori pentru construcția a 82 de centre de copii și tineri. Și tu știi de chestia asta, da?
Multe alte lucruri. Programul Național de Abilitare Economică, prin care tinerii și-au dezvoltat afaceri, care funcționează până acum, dar ei nu prea îl prezintă. Peste 1000 de afaceri dezvoltate în mai puțin de 10 ani. Deci indicatorul trebuie să fie pentru 3 ani. Am început programul de locuințe. Am pentru tineri locuințe sociale, nu în formula în care există la momentul de față. Am majorat cu 30% numărul cu finanțare la bugetul de stat a studiilor în învățământul superior. La inițiativa mea s-a trecut la, de exemplu, la buget medicina generală, după care s-a întors iarăși contractul și constituie sume enorme. Cele sume care le primeau pedagogii, medicii și tot așa mai departe, care plecau să lucreze în raioane, ca și garanții sociale. Și sunt, eu aș putea să vorbesc la nesfârșit, dacă mă întreabă cineva, concret, dar să vorbim concret. Exact ca și pe activitățile pe care le-am făcut în nemijlocit municipiul Chișinău. Понял, Ion, Роман не întreabă, sau mă roagă a 10 oară să te întreb. De ce în 2016 a fost susținut de holdingul numărul 1, presupun că se referă la Dodon că a fost susținut, ca și pe Silvia acum să se jeluie el acum? Aha, ok, nu, da, într-un fel, probabil Roman a vrut să ne întrebe de ce în 2016 tu nu te-ai jeluit că holdingul susținea pe Dodon. Hai să facem un fel următor. Eu înțeleg că sunt interpretări de tot felul. Nu, Ion, există raport. Ion, există raport a Consiliului Coordonator Audiovizualului, unde e clar arătat în TV Moldova, Publica, Canal 2, Canal 3, Prime, au susținut mult mai tare pe Igor Dodon și l-a pus într-o lunină pozitivă sau super bună în comparație cu candidatul Maia Sandu. Este că eu eram în campanie atunci, eu știu despre ce vorbesc. Lumină pozitivă, lumină negativă și câte link-uri în ce fel de format. Ion, ce au scris despre asta raport? Presupun că europenii le-au șerut sau ceva genul ăsta. Tu vrei să negi faptul că posturile lui Plaha l-au susținut pe Dodon în campania din 2016? Hai să vedem. Eu am făcut atunci campanie. Eu știu ce s-a întâmplat în 2016. Ok. Și eu știu că eu neadminitare m-a durut 30.000 de sirieni. Vasile Bolea care dădea share la știrea de pe Prime cu 30.000 de sirieni. Ok, tu... măcar bine că spui că nu noi suntem cu 30.000 de sirieni. Nu, stai, eu cred că voi aveți contribuții în alte direcții, dar stai puțin, voi cu siguranță ați tipărit asta în gazetele voastre. Deci tu negi susținerea holdingului din 2016 al Dodon? Eu cred că este o interpretare absolut eronată în acest sens. Eu am tot listing-ul, repet. Da. All right, Ioan. All right, hai să vedem în câte știri apare, cine apare și în ce formulă. Și gata, ridicăm ceea ce este din 2016. O să ne ia puțin timp să întrebăm un pic ce cea, dar presupun că acel raport este până acum activ. El a apărut în ianuarie 2017, dacă nu greșesc. Dar o să am plăcerea să-l trimit pe inbox. Tu probabil nu o să ai plăcerea să-l deschizi. Dar eu am să-ți spun despre chestiunile legate de ceea ce am zis că în privat. Păi da, am înțeles, Nu, că, nu de alta, dar PD-ul n-avea pe cine susțină. Lupul nu mai era acolo. Maia, cum s-ar zice, și candidatul pro-european cu cele mai mari șanse, care a fost tare susținut, doar că nu în direcția care trebuie. Și amu rămâne Dodon în a doilea tur. Și tu zici că el nu a fost susținut de holding, da? Andrei, hai să revenim la Chișinău. Bun, Ion, hai să revenim la Chișinău, dar repet, tu apari în spoturi electorale, unde pe tine te susțin oameni dacă dubioși. Dacă raportul CCA și vorbim, uite, noi, hai, ce a fost în 2006? Ok. Vom raportul CCA și discutăm separat doar pe acest subiect, dacă vrei, până la urmă. Nu, asta înseamnă... Eu nu am raport în față. Acum discutăm, eu zic una, tu zici alta. Nu, da, și spectatorii probabil tot sunt martori. Vezi, contează și memoria colectivă, dacă putem să folosim acest termen. Și, eu țin minte în 2008-2009, lumea zicea numiți-ți poporul cu televizor despre Moldova 1, din care, eu pot să-ți spun, pentru că era sub monitorizarea COIE, Consiliul Europei și multor altor organizații. Când îi întrebam pe cei care propriu zis, Andrei, criticau toată afacerea asta, dar voi priviți știrile la Moldova? Nu, nu privim. Eu cred că pur și simplu este și tendința asta de a, într-un fel, da, pe rețele de socializare, uite, este așa o problemă, este așa o problemă. Eu zic, dacă este, hai să o discutăm cu raportul în față. Ion, Iurie ne întreabă, dacă pierzi, ce faci mai departe? Dacă... Continui să lucrez pentru Chișinău. Tu continui să rămâi consilier, da? Deși eu nu-mi pun astfel de probleme, eu am mers în această campanie ca să înving.
Da, uite, percepția mai multor oameni, și iarăși, și pot spui că asta e percepție, asta nu e, nu e o chestie obiectivă, dar după mine această campanie, dacă e să o comparăm cu 2015, e mult mai seacă, mult mai uscată și non-sexuală, e foarte puțin activă. Eu, în primul rând, n-am și face rime și jocuri de cuvinte, cum era pe Zina, pe Dorin. În al doilea rând, voi nu sunteți poate chiar așa de activi ca socialiștii, cu tot felul de apariții în public. În al treilea rând este acest Silvia Radu, care este super cu minte și îngeraș. Trebuie să spun, uite, eu mâine am să fac o conferință de presă, unde o să fac o totalizare. Eu zic în felul următor, într-o lună și jumătate, mai puțin. Eu am 28 de conferințe de presă făcute în fiecare zi, pe soluții pentru categorii de cetățeni, unde am iert acest program pe care îl vezi aici, pur și simplu l-am discutat până la cele mai mici detalii. 1. 2. Eu am participat practic la toate dezbaterile unde am reușit să ajung. La toate. Nu este vina mea că nu vine Silvia acolo sau... Am înțeles. Am pe zi, ți-am zis, 8-9 întrevederi. În total, peste 100 și ceva de întrevederi organizate în această perioadă. La tot felul de colectivi, instituții de învățământ, superior, școli, preșcolari, instituții medicale, la întreprindere municipale, la întreprindere de companii private... peste tot unde am putut să ajung până la ora 6. De la ora 6 până la ora 9 eu distribui personal cu echipa mea, platforma mea electorală, iată, merg așa, mă salut cu omul, îi dau mână platforma, zic, uite, ce facem, mergem, nu mergem la alegeri. La 7 dimineața eu deja sunt în suburbii de 2 săptămâni de zile, distribui același material, tot discut cu oamenii. De asta nu pot să zic că nu e activă campanie, doar nu pot să o activizez pentru alți candidați. Eu ceea ce pot să fac, eu o fac în această campanie și... Eu doar mă întrebam, poate pentru că miza nu e mare, pentru că doar e un singur an de mandat? Poate pentru că voi sunteți pregătiți pentru 2000 și următoarele. Pentru că acolo urmează să aleagă și consilierii, de data asta doar primarul să alege. Foarte grav ceea ce se întâmplă la primărie și dacă mai lăsăm și un an de zile, nu, noi suntem foarte ok și mergem, noi mergem cu toate forțele pe care le avem de obicei în campanie, okay. Doar eu nu pot să fac campanie pentru alți candidați. La toamnă, dacă Partidul Socialiștilor trece de marja, dacă voi am înțeles că puteți să nu treceți de marja, puteți să rămâneți în afara Parlamentului, nu? Tu la care partid te referi? Asta e bun anecdot, Ion, trebuie să apreciez. Apiaca, la toamnă, devii deputat sau nu? Dacă merg pentru primărie și vin, neapărat nu voi participa la parlamentarele. Nu mai ocupa exclusiv de primărie. Da, funcția de consilier la Dodon tu poți să o menții fiind în primărie, da? Nu, nici într-un caz. A, nu? Dar acum tu încă o mai menții sau funcția? Nu, eu sunt suspendat. Suspendat, am înțeles. Dar fiind primar, tu nu poți fi consilier de președinte? Nu. Ok, dar consilier municipal tu puteai fi? Și consilier de președinte. Da, dar oricum mi s-a creat incompatibilitate de funcții, deși iată este Prisiajniu, care e șeful cabinetului de control a primului ministru și el este consilier municipal. Și pentru desul nu e o problemă, dar mie, Ghimpul mi-a creat o problemă de asta. Deci, și eu m-am conformat recomandărilor ANI. Ok. Ion, Sergiu te întreabă, îl iai pe Bolocan în echipa ta de purtător de cuvânt? Păcat că Sergiu nu mă întreabă pe mine asta. Nu, stai că asta nu e important. Uite, Vitalie te întreabă, de ce n-ați făcut grevă când a instalat-o pe Silvia Radu la primărie? Nu v-a dat voie șeful să vă deorgăiți? Stați la Curtea Constituțională și la cerere prealabilă, am transmis și tot așa mai departe. Vezi că iată oamenii cum își formează opinia. Ei se uită de departe, a trecut mai mult timp din acea perioadă. Păi da, uite, ajută-ne să înțelegem. Noi pe bune, noi vedem că Silvia Radu instalată, tu o numești impostoare, tăți o numesc impostoare, dar voi ați fost atunci la ședință, voi ați făcut cvor pentru ca ședința să aibă loc, nu? Deci, socoate. Noi avem o legislație imperfectă în acest sens. Legea spune foarte vag. Și ei s-au folosit de acest lucru. Apropo, legea adoptată de, la insistența lui Dorin Chetoacă cu Mișa Ghimpu în acea perioadă, împreună cu Partidul Democrat. Acolo sunt clauze foarte clare cum să propun toate aceste lucruri. Și viceprimarul numește, apropo, penal, numește pe o persoană în funcție. Asta nu e corect, pur și simplu. Mai devreme ai spus că ție nu-ți pasă dacă primarul e unionist sau nu, dar uite, dacă primarul e impostor, e ca să zicem că Silvia Radu devine primar de Chișinău. Cum continuă? Am zis că nu-mi pasă dacă primarul e unionist. Dacă preocuparea primarului este unionismul, asta nu agrez. Ok, nu, sorry, pe intro. Ok. Unele sale
politicii sunt într-un fel sau altele. Deși, repet, eu sunt pro-Republica Moldova și în acest sens, cum să spun, la serviciu nu trebuie să faci politică. Asta este părerea mea. Am înțeles. Scuze pentru intro. Eu de altceva am vrut să întreb, Ion. E ca devine Silvia Radu primar și ea este impostoare și Ion Ceban zici că ea este impostoare și el asta crede. Cum? Nu, dacă devine acum, devine ilegal. Devine ilegal. Asta e problema. Ok. Păi și cum? Da, dar tu știi că eu a ajuns să candideze după ce eu a fost primar interimar ilegal. Și ce să fac eu? Cu dreptul moral, ce să mă lupt cu cine? Asta trebuie să înțeleagă locuitorii municipiului Chișinău, trebuie să-i deranjeze acest lucru. Iată, eu doar nu pot să mă duc să-i conving pe ei. Eu spun ceea ce am de spus în fiecare zi. Păi nu o să, vreți să colectați niște semnături pentru a o împiedica să devină primar sau pentru a face un referendum ca să o destitui din funcție? Andrei, nu mai poate fi făcut referendum în ultimul an de mandat, dar cam așa e toată treaba asta, că se primește că dacă mandatul precedentului primar n-a fost dus până la capăt, următorul primar care vine este doar pe perioada finalizării mandatului celuilalt. Acum, ca să fie clar, în ultimul an de mandat nu mai poți face referendumuri, asta este 2. Și 3, da, avem alegeri locale noi, iar n-a inventat nimeni, fii de acord, ceva mai corect decât alegeri. Deci democrație este democrație. Faptul că instituțiile în democrație nu funcționează până la capăt bine, asta e altceva. Ion, tu ai călătorit mult, ai învățat peste hotare, continui să înveți, citești, bănuiesc eu suficient. Tu acasă asculți Oleg Gazmanov? Nu prea. Eu, în general, ultimul timp nu prea ascult muzică, dar eu cred că tu știi preferințele mele. Ele sunt legate de Queen, de Purple, Led Zeppelin și multe alte lucruri. Mhm. Nu, e mai greu de chemat Queen și Deep Purple la Chișinău, mai ales din nou mai, dar... O idee este, eu am hai să zicem așa, mai multe informații pe care le ascult de mulți ani și nu prea s-au schimbat. Dar Gazmanov n-asculți? Am ascultat și Gazmanov, a fost. Aha. Dar Denis Maidanov asculți? Denis Maidanov n-ascult. Iaca. Da, colegi din partidul tău ascultă, sau și-o puțin îi cheamă la Chișinău. Păi da, hai, sunt oameni diferiți. Nu, pe asta își zic, Da, sunt oameni diferiți, unora le place un fel de gen de muzică, altora le place alt fel de gen de muzică. Eu am preferințele mele, ca și sunt sigur că tu ai preferințele tale. Dacă te-aș întreba dacă ascult. Ion, o întrebare importantă, care asta chiar ține de primărie. E că noi acum cu tine în ce limbă vorbim? Poftim? Tu cum crezi, în ce limbă noi cu tine vorbim acum? Limba moldovenească, noi ți-am zis nu odată. Nu, că este identică cu limba română? Noi cu tine n-am avut discuția asta deocamdată despre limba. Am înțeles. Deci voi vă înțelegeți cu Dodon perfect. Vă nu aveți nevoie de translator. Aveți nevoie de translator. Super fain. Ion Ceban, candidat la primărie care vorbește limba moldovenească, a anunțat în primul spot electoral un lucru. A spus că acum noi salvăm Chișinău, după asta salvăm și țara. Și eu am făcut atunci un live cu ocazia acestor apariții, am luat vreo 3 spoturi electorale, al tău, al lui Năstase și al lui Regina Apostolova, care, cum s-ar zice, deamă nu mai este printre noi, printre candidați, dar promisiunile erau foarte puternice. Și eu am, o să apară la toamnă. Sper că am încredere în dumneai și în băiatul cel tânăr din, cum îl cheamă? Sure. Ilan, da, foarte fain, e cu potențial. Poate, Ilan, nu știu. Elan. Da, am înțeles că Igor Dodon a avut contact cu dumnealui și erau prieteni înainte. Așa zice eu, că mă... Okay. Una zdavnește drujbă. Apiaca, Ion, întrebarea care vreau să-ți adresez. Igor Dodon în campania pentru 2016 nu odată a spus că el vine să salveze țara la președinte. Și el a promis 3 lucruri de bază. De la întoarcerea miliardului, de la redarea puterii în mâinile poporului, de la alungarea oligarhilor de la putere. Și acum tu vii la primărie ca să salvezi Chișinău și după asta țara. Nu e interesant, mai este ceva de salvat în țară? După ce Dodon deja a salvat-o în 2016. Ce ai de gând să mai salvezi tu? Alegerile parlamentare sunt alegeri parlamentare. Hai să facem diferență, ți-am mai zis în acest sens. Noi vrem, eu vreau personal să fac regulă în capitală și eu sunt sigur că o să-mi reușească acest lucru. Eu ți-am zis, dacă vrei să mă întrebi, pot să-ți spun 5 lucruri pe care le voi face chiar din prima săptămână. Eu lăsam asta pentru... Da, eu te-am întrebat mai devreme de chestii majore. Dacă vrei, hai în prima săptămână, 5 lucruri, hai.
Da, ar fi trecerea administrativ, deci la achiziții publice în format electronic, de valoare mică, cel puțin pentru că celelalte nu sunt reglementate de lege, electronic. Crearea grupului de lucru privind ghișeul unic electronic, pentru că ai de pupat ușă și ușă la primărie ca să-ți eliberezi un document permisiv și eu foarte mult mi-aș dori ca acest grup de lucru să fie creat, să fie elaborată sarcina tehnică și poate până la finele anului să avem și soluția tehnică propriu-zis. Ceea ce ți-am zis de autorizații în construcție, administrativ o interveni ca să nu mai poată fi eliberate autorizațiile în zonele adiacente spațiilor verzi sau pe teritoriul spațiilor verzi, curților intrabloc și tot așa mai departe. Și eu cred că de asta se teme foarte multă lume, inclusiv cei care sunt la momentul de față, pentru că chiar sunt ferm în acest sens. Pe poziții stau bine. Mai departe, crearea grupului de lucru privind actualizarea sau elaborarea unui nou plan urbanistic general, pentru că trebuie să existe reguli. Fără reguli, orașul ăsta nu poate să se dezvolte. Și de atât avem tot felul de experimente, începând cu transportul, schimbarea rutelor și finalizând cu construcțiile astea aiurea. All right. Da. Sună interesant. Da, aș putea să mai continui. Da, nu. Mersi. Eu am ascultat până la capăt. Eu am ascultat până la capăt, dar vreau să-ți reamintesc. Eu tocmai te-am întrebat despre salvatul țării și tu ai zis că există o diferență și ar trebui să le delimităm, să le diferențiem alegerile parlamentare, deși ele prezidențiale. Dar Ion, ia că uite, percepția mea de om simplu, trăiesc în Moldova, trăiesc peste hotare, urmăresc actualitatea sau nu, dar în perioada electorală vrei, nu vrei, îs cetățean activ din punct de vedere civic, politic și că aud acest îndemn al lui Igor Dodon să-l votez pentru că el ne va salva de oligarhi, el ne va ajuta să avem înapoi puterea, el ne va ajuta să avem și ei și n-am avut până la dânsul. Și că vine Ion Ceban și zice că nu, eu vin să salvez Chișinău după asta țara. Tu și vii să spui că Igor Dodon a lucrat deja ba 2 ani sau cum? Vrei să scui prin munca lui Igor Dodon? Partidul muncește și o să ajungem la parlamentare. Dar și el în 2 ani nu a reușit să salveze nimic, Ion. Ba da, au reușit să restabilească relațiile cu Rusia, care sunt destul de bune în momentul de față. Asta a soluționat întrebarea la, hai să zicem așa, poți să zâmbești, poți să nu zâmbești, aproximativ 600-700 de mii de cetățeni ai noștri care se află acolo, care aveau probleme. Doi, dar când apare Dodon și spune că exporturile au crescut de 1 miliard de ori, după asta s-a corectat și spune de 3 ori, după asta 17%, după asta nici asta nu era adevărat. Tu, fiind consilierul Dodon, cum te simțeai? Zicei, ei, treacă, meargă, nimeni să observe? Sau la Dodon e gine să spună misiunea, asta e în sângele lui? Hai să facem în felul următor. Noi avem statisticile pe export, inclusiv pe site-ul statisticii moldovenești, la Ministerul Economiei și lucrurile astea pot fi foarte ușor verificate. Eu îți spun că marea majoritate a producției tradiționale, ceea ce cultivăm noi, vinul și tot așa mai departe, pleacă totuși pe piața CSI și nemijlocită a Federației Rusiei. Da, avem relații foarte bune și nu trebuie să ne certăm cu lumea sau să prietenim cu cineva împotriva cuiva. Apoi hai să grăim doar despre relații bune. Sociale, de exemplu, tu vrei să fii de acord sau nu vrei să fii de acord, începând cu ajutorul pentru grădinițe, construcția de complexe sportive. Apropo, în localitățile unii nu suntem susținuți noi, cum ar fi Băcioi, da, când a venit Nenea. Da, Ion, doar că... Unionism, când s-a dat în exploatare un complex sportiv cu stadion pentru fotbal, cu alte facilități multe. Ion, tu dacă ești om priceput în landschaft, în design, tu ai observat cât glodăraia era prin jur. Spite o leacă mai a cătării de instalat acest teren. Dar, stai puțin, să nu discutăm doar despre acest teren. Ia ca să duci Dodon într-un sat. Eu am arătat și cei care urmăresc emisiunea Lumina au și văzut cum el întinde colac din gura lui la copchii și cum pupa și cum prinde copchii străini. Asta am înțeles că e treabă de președinte adevărat, puternic, destoinic. Dar el se duce și reprezintă acolo nu președinția, nu statul, nu bugetul statului. El se duce și reprezintă fundația din suflet, care până acum, după un an și ceva de activitate, nu și-a prezentat un raport financiar. O ieșit doar colega voastră Rita, cum o mai cheamă, am uitat numele ei. Da, ele sunt prezentate, ele sunt la toate organele respective. Nu, Ion. Știi cum arăta raportul? Raportul arăta așa. Pe noi ne susține ambasada, partenerii externi, prietenii noștri, mersi frumos. Și amuia că tu... votez un președinte care e susținut din surse obscure, care prin 2014-2015 prinde bani de pe undeva de pe Bahamas.
Și că tot asta la noi se contrează și noi... Cu Bahamas, tu știi foarte bine că Rise-ul, până la urmă, a fost obligat să dezmintă toate lucrurile astea. Eu cred că nu-i chiar așa cum pare la prima etapă. Eu înțeleg că trebuie să existe chestiuni de genul ăsta de diabolizare. Iată, eu am auzit astăzi la Maia Sandu că eu sunt figurant la scheme corupte. De la Andrei Năstase la a treia emisiune Total Rock să-mi dea măcar un singur exemplu, Andrei. Unul exemplu, spun 400. Unul, dă-mi, te rog, un exemplu simplu, doar asta nu-i greu, fii de acord. Ion, repet ceea ce am spus și la început, greu, păi da? Uite. Uite, fii atent, doar nu-i greu. Tu când spui, Maia Sandu, că Ion Ceban este figurant la schemele funciare sau schemele corupte din primărie, dă-mi un exemplu, nu chiar așa e așa de complicat. Eu când ziceam asta despre Dorin Chirtoacă, eu în fiecare zi îl băteam în cap cu foiță, hârtiuță, din am înțeles. Și tot așa mai departe. Arătam, uite acolo la Valea Morilor ai furat, uite acolo la Alba Iulia ai furat, uite acolo în altă parte ai furat. Dar nu poți să mă învinuiești, să diabolizez chiar lucrurile în felul ăsta, doar pentru a crea, pentru că tot e o parte componentă a unor discuții politice până la urmă. Cu un adânc sentiment de prezumție al vinovăției față de politicienii pe care eu îi cunosc și îi întâlnesc în viața mea, eu mă uit la tine ca la un politician care încă nu a greșit din punct de vedere al corupției, că încă nu sunt păcate pe numele tău de astea, știi? Da, numai că, grăitoare. Doar că, Ion, ce și ți-am reproșat și de la început și îți spun și acum. Tu vii la primărie pe umerii unor oameni care sunt tare murdari. În același timp eu te întreb de alții, dacă tu te apuci să construiești ceva în domeniu, dacă vrei să faci un campionat de suflat în flaut, tu n-a să-l chem pe Plahotniuc acolo să susțină. Dacă vrei să investești în sport, tu n-a să vrei țuțu să ofere susținere. Dar tu vii la primărie, tu spui că vii fără geopolitică, dar tu vii pe umerii lui Grecian și al Dodon, care polarizează societatea asta, vezi izdeț. Șamu, tu vrei să spui că noi să tragem atenția doar la rezultatele pozitive ale activității tale. E greu să faci separarea asta, Ion. Uite, eu am rezultatele activității pe care nu pot să interpretez oricum. Eu ți-am spus, asta se numește pat stricat, asta, să știi? Adică trebuie acum, tu mă provoci să încerc să fiu undeva cu tine de acord, deși eu nu sunt de acord absolut. Sunt oameni care m-au susținut, eu știu pe dinăuntru toată bucătăria, inclusiv în partid sau în președinții. Eu pot să vorbesc despre lucruri pozitive, începând cu, tu doar n-ai să spui că uite, Dodon a adus și a făcut posibil pentru mai mulți copii să fie aceste implanturi coleare care sunt foarte scumpe, enorm de scumpe, da? Nu s-a dat publicității chiar așa de mult. Sau că au fost și a ajutat oamenii la care le-au ars casele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Că a adus banii ăștia de peste hotare, la prietenii lui. Și deci sunt chestiuni pe care, bine, nu o să le spui tu, nu o să le spun. Ba nu, Ion, crede-mă, da. eu sunt gata să apreciez. Eu nu pot spun că băi și de rău că Dodon a cumpărat implanturi cochleare. E super fain asta. Dar hai să fim transparenți cu sursele din care vin acești bani. Hai atunci când Dodon se dă cu ATV-ul prin pădure pe la Condreța cu nu știu deputat rus și ha-ha, mă drăzia, davnește, drăzia, ne ducem la Răbalcă acolo, nu știu, să fim mai transparenți. Tu l-ai votat pe omul ăsta să îndeplinească o funcție, el e funcționar public. De el vine, ne arată cum dă colaj din gura lui la copchi. Și doamna Oxana de pe nu știu sat se închină la dânsul pentru că el trebuie și văzut ca un Dumnezeu, ca un lider spiritual, ca un apărător al ortodoxiei. Tu înțelegi? Și de tare s-a distanțat omul ăsta de realitate, încât el așa de tare e înconjurat de o aură a minciunii. Și tu n-ai cum să te separi de asta, Ion. De asta zic, percepția mea față de tine e că, uite, eu văd un profesionist pe care vreau la sfârșitul acestui live să-l aud spunând: băi, eu ies de la socialiști că am numai de pierdut dacă scudân și așa singur cu echipa mea pe care ne-am construit-o la primărie, competent și să fac dreptate acolo. Faci asta, Ion? Nu, Andrei, eu am să-ți spun în felul următor. Eu am o echipă enorm de mare și ca lumea, din oameni cum se cade și ei sunt, da, socialiști și eu vreau să-ți spun că mai bine un socialist decât o persoană falsă în această funcție, dacă e să ne referim la Silvia sau o persoană care este la fel de independentă cum și Silvia Rabe, care este Andrei Năstase. Eu nu mă ascund că sunt socialist, ca să fie foarte clar. Tu ai în vedere socialism din punct de vedere al doctrinii?
și doctrinii și ca membru al formațiunii pe care o reprezint. Eu nu mă ascund, eu nu mă numesc independent, pentru că eu sunt membru acestei echipe cu care am făcut foarte multe lucruri bune. Și eu pot să le enumăr de la și până la. Este cineva de acord, nu este de acord, noi nu putem să placem tuturor. Noi nu, eu nu sunt o, nu știu, o bancnotă de 100 de euro ca să plac la toată lumea. Și nici nu încerc să plac la toată lumea. Tu m-ai întrebat de poziție privitor la familiile tradiționale și familiile, de exemplu, de altă natură. Asta este poziția mea personală. Poți să fii de acord cu mine? Bine. Nu ești de acord cu mine? Tot bine. Asta este opțiunea ta. M-ai întrebat despre ortodoxie. Ok. M-ai întrebat despre ce face președintele. Eu ți-am zis, pentru că eu știu mult mai multe lucruri decât oricine îl critică sau îl laudă. M-ai întrebat de echipă. Repet, eu cred că eu fac parte dintr-o echipă foarte bună. Și eu nu mă ascund în această privință, nu-mi este nici rușine, nici de altă gen, nu știu ce, cum să spun, incomod sau și eu cred că eu voi face față acelor lucruri care stau în fața mea, pentru că am făcut și față împreună cu această echipă în ultimii 2 ani și ceva la Consiliu. Eu spun sincer că nu există niciun consilier din nicio altă fracțiune, nici unul. Nici din cei care au fost, nici din cei care sunt actuali, care s-ar putea mândri cu faptul că ei n-au votat niciun proiect coruptibil. Dar eu pot. Și toată fracțiunea pe care a fost un cetățean pe care l-am dat afară. Știi, Oliașca, cum că vă zvalică. Unișnică. Okay, da, l-am dat da. Afară. Da. Pentru că am aflat noi că face mișmaș pe lângă oameni. Cu tot fel de chestiuni. Atât. Ion, eu îți mulțumesc pentru această conversație, mersi pentru timpul tău. Sper să reușim să ne padrujim pe Facebook. Ca să poți... Dar și nu suntem druși pe Facebook? Nu, zic, profilul ăsta nou. Ca să poți să te tăguiesc, să te mai trolesc în continuare. Ok, hai, pentru trolling sănătos. O sară liniștit. Mulțumesc mult încă o dată pentru conversații. Dar am o întrebare pe final. Tu prieteni la Montreal ai? Da, presupun că da, am mai mulți. Nu sunt sigur dacă stau chiar în Montreal sau în zona. Fă-mi favoare, scrie-le, roagă-i să urmărească emisiunea Lumina și să vină pe 27 mai la spectacolul lui Andrei Bolocan de la Montreal. Okay. Tu niciodată n-ai fost la un stand-up de meu, nu? Nu, dar de penis vagin știi. Am încercat, dar eram plecat când erai tu în țară de câteva ori. Când ai făcut la propaganda, când ai mai făcut în alte părți. Oh, de pe asta era de mult, de mult. Da, asta a fost de mult. Și iată, Andrei, și pe final, dacă îmi permit și mie. Hai. Eu în această campanie, când am semnat angajamentul public cu mai mult de 20 de organizații acolo, societăți civile, am zis că voi merge conștient. Pentru că sunt întrebări comode, sunt întrebări incomode. Să răspund la absolut toate întrebările jurnaliști. Când m-ai întrebat de obosit, eu chiar pe alocuri, sincer, pentru că am avut o campanie foarte intensivă spre diferență. Eu n-am blat să mătur cu o măturică și să îmblă 20 de televiziuni din spatele și să mă arate pe toate canale sau așa mai departe. Eu am încercat să fiu foarte sincer, am încercat să răspund la toate absolut apelurile, începând cu Ziarul de Gardă și finalizând cu ProTV, începând cu Andrei Bolocan și finalizând cu mulți alții. Și eu vreau să garantez că pe viitor voi fi la fel de deschis, absolut cu toată lumea, la toate întrebările, comode sau incomode. Mulțumesc, Ion. Salutări domnului Igor Dodon. Amintește-i cât e de normal el și spune-i să mănânci cât mai mult înghețat atunci când vine din Moscova cu avionul și e însetat, înfometat. Mulțumesc mult pentru această conversație. Apelează la prietenii tăi, roagă să vin la spectacolul meu pe 27 mai la Teatru Piccolo. Padumă-și $25 cât acolo. O seară liniștită ție, iar eu acum trebuie să ne iau rămas bun de la spectatorii noștri. Dragi prieteni, vă mulțumesc tare mult că v-ați conectat, că ați urmărit această transmisiune. Sper că ați cules și ceva sens din ea. Reamintesc celor care poate s-au conectat pe ultima 100 de metri. E un experiment pur personal, asta nu e model mostră de interviu jurnalistic pur adevărat care trebuie dusă la... E pur și simplu o discuție hrănită, alimentată de niște curiozități pe care eu le-am față de anumiți candidați. Așa se întâmplă că adesea, în loc să discut despre primărie, discut despre politică, pentru că vrei, nu vrei, tot e destul de amestecat și încurcat în Republica Moldova. N-am putut să dau de Silvia Radu. N-am putut să dau. Am dat de oameni care colaborează cu dumneai ei, dar răspunsul este tăcere. Știi când scrii cuiva un mesaj și te apare sin, prost, sin, că văzut la ora așa, eu văzut mesajul, gata. Nu, nu e că nu...
n-am eu nicio șansă să discut, cred, cu Silvia Radu. Dar probabil asta și înseamnă că ea este independentă. Și numai la un fel de televiziuni. Asta probabil și înseamnă independență. Hâză, idi znai. Eu mă amuz urmărind-o pe Facebook, urmărind pozele nereușite, posturile nereușite în care ea apare. O leacă mi-e milă de aceste momente, dar ce să-i faci? Haideți să sperăm că adevărul triumfează, că tot mai mulți oameni gândesc limpede și pot discerne între minciună, impostori și așii care chiar vor să bage o leacă mai mult sens în politică moldovenească, în domeniul activității de funcționar public, dacă vreți. Vot, eu reamintesc celor care sunt pe continent american să dea o fugă repede-repejor cât acolo, din Florida până aici, $400 autobusul, să veniți la Montreal pe 27 mai la spectacolul lui Andrei Bulocan. Eu îl cunosc personal, sincer, recomand. Promit că n-o să cânt cântici care să vă facă de rușine, și, dar cântici care să puteți să le arătați și la părinți, de exemplu, dacă vă-i rușine de cântici pe care eu le cânt atunci când vă-i rușine. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Eu cred că o să închei cu interviul Ion Ceban, o să închei seria asta de interviuri, că alea când e prea mult timp și eu am hotărât să mă focusez și la alte domenii de activitate, la alte materiale video pe care le fac la emisiunea Lumina. Și eu sunt destul de egocentric, așa, mie îmi place mai mult eu să vorbesc decât să-i ascult pe alții. Semn de inteligență, Andrei! Ești tare maladeț! Un like la acest video este binevenit, așa cum mă salut și eu cu voi, salutați-vă și voi cu mine, sau și să-mi spuneți în la revedere cu un like. Un share, bineînțeles, că asta înseamnă 7 ani fără scârbă n-așternut, da? Vă garantez. Vot. Și reamintesc, imperativ, necesar să veniți pe 27 mai la spectacolul meu de la Montreal. Link pentru bilete? Ce ați spus? Hei, Andrei, pune link pentru... Ce n-aud mai tare? Nu vă aud! Mâinile sus! Ce? E, liber, prieteni, uitați cum facem. Hopana, e ca șacher. Hopana, aici bilete. Urgent. Jos alianța. Alianța. Iac așa. Hopana. Este? Iată-ți de. Este. Fă-l pin. Pin comment. Adăugați un like să-l vadă lumea în top acest comentariu. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenție. Tare ne greu să mă dispar de voi. Vă cuprind, vă pup. Și vara ne vedem la Chișinău. Acum aștept confirmarea cu chiria Selly. 16-17 iulie, imediat după campionatul de fotbal, cu burtica plină de pivas, cu pirigarcica, să vă chem Sara la mine, să grăim o leacă despre viață. Acum încă lucrez la denumire, nu știu ce denumire să aleg. Fie cântece populare MP4, asta e denumire pentru spectacol, fie pur și simplu Hrenova. Azi de. V-am cuprins. La revedere!